Respecte numele, doamnă și domnule, și bun venit la a patra putere. Nu sunt vești foarte bune nici pentru elevi, nici pentru profesori, fiindcă dialogul, așa zisul dialog, sau de fapt trialog între guvern, parlament și cadrele didactice, nu a ajuns la o concluzie. Cert este că profesorii mâine, în intervalul orar 11-13, vor fi prezenți la clase, vor supraveghea elevii, indiferent de ciclul de învățământ în care își petrec câteva ore pe zi acești copii, dar nu vor pune note, nu vor preda. E o grevă de avertisment care precede cu siguranță o grevă generală în învățământ, care se anunță a fi iminentă, fiindcă un vasi referendum petrecut zilele astea în mediul online, unde principalele federații din învățământ au solicitat punctul de vedere al sindicatelor afiliate, s-a răspuns că 72%, 73% sunt de acord cu greva generală pentru a avea pârghia necesară în negociere sau constrângere a guvernului pentru a duce la îndeplinire niște cerințe emergente ale profesorilor din România. Alături de mine în studio este domnul Ionuț Săduță, sindicatul Școala Prahoveană, afiliat Federației Sindicatelor Libere Independente. Vă salut, domn profesor, bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație. Sunt învățător la bază și apoi absolvent de psihologie. Dacă nu e decent să vă întreb ce salariu este, dar vă numesc că aveți toate gradele. După am toate gradele didactice, inclusiv gradul 1. Nu și mai după... stăți eu niciun cadru didactic începător? Aveți... Da, după 45 de ani de vechime în învățământ, am undeva în jur de 4.000-4.300 de lei. Deci cam un angajat al primăriei Ploiești, undeva... Ca un șofer. Ca un șofer. Ca un șofer al primăriei. Felicitări. Mulțumesc. Ce să zic? Există o lege a educației naționale? Există o prevedere bugetară anuală pentru învățământ? Sunt respectate aceste cadre normative, acte normative și respectiv cadrul legal? Da, încă din 2011 avem legea educației naționale votată de Parlamentul României și avem și în lege și în Constituție că învățământul anual trebuie să primească un procent de 6% din PIB. Acest procent nu a fost respectat niciodată, dar niciodată, ajungând ca anul acesta să primim cel mai mic procent de 2,1, da? Un procent umilitor. Cu un președinte cadru didactic, atenție. Da, cel mai mic procent pentru educație din PIB, procent care este total nesatisfăcător și care nu satisface nici nevoile salariale, nici nevoile de infrastructură în educație, nici măcar nevoile elevilor. Trebuie să împărțim, că sunt cheltuieli și cheltuieli. Salarizarea e de domeniul Ministerului Educației, îngrijirea patrimonială a acestor instituții este în sarcina Consiliului Local, Da, exact. Dar patrimoniul care se află în sarcina Consiliului Local și directorii care au un contract de management financiar cu primarii, acest patrimoniu este aproape dirijat politic. Dacă primarul vrea să-ți dea, îți dă. Dacă nu spune că are alte priorități, că trebuie să dea ajutoare sociale, într-o discuție cu deci politicul și-a băgat coada și aici. Foarte adânc. Foarte adânc. S-a ajuns ca și... Dacă spuneți foarte adânc, îmi puteți da un singur exemplu? Da. Exemplul care îmi vine acum la îndemână este că reprezentanții din teritoriu, de exemplu, inspectoratele școlare. Niciun inspector școlar la ora actuală, de câțiva ani de zile, nu este stabilit printr-un concurs. Ei sunt numiți, inspectorul școlar general este numit de ministrul învățământului pe principiul că așa este reprezentantul Ministerului în teritoriu, așa cum... Deci cum sunt prefecții. Prefectul, exact, acolo voiam să ajung. Mai departe, directorii, cu toate că în ultimul timp au existat câteva faze de concurs pentru directori, și acolo nu poți să faci concurs fără politic, pentru că în comisia de examinare sunt reprezentanții profesorilor, reprezentant al părinților și reprezentant al consiliului local. Am avut cazuri foarte multe când un director foarte bun, capabil, a fost notat cu note, să zic, decente, cel puțin decente, de toți membrii comisiei și a fost notat cu 2 sau 3 de reprezentantul consiliului local, care nu are nimic de a face cu învățământul
și nu prea se pricepe la învățământ, în așa fel încât acel om să pice și să se repete concursul și să iasă alt director agreat de primarul din localitatea respectivă. Dar la ce ar folosi unui primar? Fiindcă nu găsesc raționamentul. Bun, ești șeful unui colectiv, da, într-o altă branșă, să zicem că ai o putere de decizie asupra colectivului respectiv ca director să influențeze votul la alegerile locale, indiferent că sunt e vorba de Consiliul Județean sau că e vorba de Primăria Ploiești. Dar aici directorul conduce un colectiv mic de profesori, da, și mare de elevi, care nu au drept de vot până la 18 ani. Da. Și atunci? Una din cauze, de exemplu, a spus că patrimoniul este la Consiliul Local. Consiliul Local face diferite investiții. De la reparat acoperiș până la pus geamuri, termopan, ce vreți dumneavoastră la asta. E, acele investiții trebuie confirmate la sfârșit, acele lucrări semnate și confirmate și de directorul unității de învățământ. La recepție, corect. La recepție. Dacă directorul unității de învățământ nu este afiliat sau știu eu, nu are niciun fel de simpatie politică, și nu vrea să semneze, păi primarul ăla nu poate să deconteze lucrările alea, că unde în loc de 500 de foi de tablă care au intrat, voia să semneze directorul pe 600 de foi de tablă. Nu se mai pot face niște lucruri... Păi vorbiți despre aspecte penale aici. Aspecte penale, bineînțeles. Știu mulți directori care au renunțat la această funcție pentru că nu au vrut să își riște... Nu, dar până la director te mănâncă profesorii, fiindcă eu trebuie să admit faptul că pentru mine, profesorul, indiferent că era învățător, doamna Dima din 1-a, a 4-a, la școala generală numărul 8 din Nord, sau că erau profesorii mai târziu, în liceu sau în clasa a 8-a, domnule, erau niște sfinți, adică erau, îi privem ca pe niște mici Dumnezei, aveau autoritate. Domn profesor, cine este de vină pentru decredibilizarea actului de învățământ și pentru pierderea autorității profesorului în școală? Perfect. Întâi dați-mi voie să-mi exprim... Că văd profesorii în clasa obiecte sexuale, bajocoriți, da, umiliți... Cuțitul la gât, înjunghiat și atunci, mai departe. Cine este vinovat pentru situația asta? În primul rând trebuie să vă spun că eu, de exemplu personal, jumătate din activitatea mea mi-am petrecut-o în comunism până în 89, cealaltă jumătate am prins și democrația. Vreau să spun că în comunism se impunea un respect al catului practice, se impunea și prin... Nu impunea cumva și părintele? Și părintele, da, pentru că avem și am la ora actuală părinți și părinții părinților care mi-au fost elevi. Erau și niște aspecte cu care eu nu sunt de acord, adică impunerea respectului prin frică, prin bătaie, prin astea, se mai practica. Nu, că nu erau de multe cazuri pe vremea noastră. Nu, într-adevăr, nu era mass media ca să se afle. Exact, nu era mass media. Dar urecheală, se petrecea. Se petrecea. Nu a plecat niciun copil traumatizat Dumnezeu. Nu era niciun copil în depresie, cum auzi acum, că ai grijă cum te porți cu copilul meu, fiindcă l-am văzut că este depresat, Dumnezeu, și că nu mai poate fi atent la ore și din cauza asta. Când primeam copii în clasa 1, spuneam părinților, nu mai veniți și speriați copiii. Lasă că o să te duci tu la școală și o să se dea jos militaria, jos din pod. Da? Copiii veneau la școală și părinții chiar le impuneam, ai grijă. Profesorul era, între ghilimele, Dumnezeu la pe școală. Pe vremea lui Ceaușescu a venit un părinte să dea cu nasa de pământ, că a fost maestru cu copilul lui? Nu, în niciodată. Din potrivă, spunea, domnul, la mine veneau mai mulți să-mi scrie băieți. Domnule, e cam obraznic, e cam derbedeu puțin. Vă rog frumos, mai luați-l puțin de urechi, mai strângeți-l, mai țipați la el, mai nu știu ce. Fiți puțin mai aspru cu el. Niciodată un părinte, chiar dacă era, nu știu, îi se părea că măsurile mai dure, disciplinare. Măsurile mai dure, nu, niciodată nu am avut reproșuri. Vedeți unde s-a ajuns în vremea democrației, a drepturilor și a libertăților? Pe vremea aceea, profesorii erau toți foarte bine specializați, foarte stăpâni pe meserie. Erau examene de titularizare pe vremea? Erau și examene de titularizare. Cam ce note se vehiculau pe vremea respectivă? Eu cred că sub nota 8 niciun profesor... Bănuiesc că știți istoricul ultimilor ani. Bineînțeles. Notele care sunt luate la titularizare. Care e explicația, domnule? La titularizare? Explicația este că la titularizare vin oameni nepregătiți sau oameni care au terminat o facultate unde nu se mai face psihologia copilului, nu se mai face pedagogie, se face un modul pedagogic acolo, foarte mic, da? Oameni care nu au experiență de predare, metodologie, nu știu, vin și ei pentru un loc, pentru o perioadă în învățământ. Dar numai din cauza banilor s-a ajuns să existe o criză acută de personal calificat? Da, pentru că nu mai vin oameni calificați. Vin oameni necalificați și cei care vin calificați stau pentru o perioadă. Vă dau un exemplu. Până găsesc un salariu mai bun în altă parte. Exact. Un profesor de
limbi străine, nu poți să-l ții cu 2300 de lei în învățământ, că ăsta e salariul la debutant, când el se poate duce într-o multinațională ca translator. Un ITist foarte bun, nu poți să-l ții pe 2300-2500 de lei. Profesor de informatică începător. Exact, profesor de informatică se poate duce pe 2000-3000 de lei într-un... Ce spuneți dumneavoastră 2000-3000 de lei? Că ajung la 18 ani să fie angajat și să câștige 1000 de euro. Unde nu plătește nici impozit pe salariu. Pe eu când ITistul din învățământ plătește impozit pe salariu. Numai la privat nu se plătește. Și de aceea, din cauza salariilor... O clipă. Deci, în domeniul bugetar, în domeniul public, ITistul, profesorul ITist, se percepe acea fiscalizare pe salariu? Da. Păi ce dură măsură e asta? Ca orice profesor. Deci ești profesor. Nu mai este ITist. Nu. În mediul privat... Da, acolo beneficiezi de impozit pe salariu, de scutirea impozitului, așa cum beneficiază în construcții, la 3000 de lei sau așa mai departe, nu li se ia impozit pe salariu. Asta ar fi o cauză, salariile foarte mici. În al doilea rând, a doua cauză este infrastructura foarte proastă. Avem foarte multe școli și mai ales în mediul rural. Sunt școli și școli, într-adevăr. În mediul rural, multe școli trebuie să închise avem... și chiar s-au închis din cauza gradului foarte mic de ocupare. Vă dau exemple și în Ploiești și aiurea apropierea Ploieștiului la Băicoi. Școli unde ajungeau foarte puțini copii, că s-a ajuns și la un abandon școlar fără precedent în ultimii 30 de ani. Și școlile respective s-au închis. Poate de o parte de lipsa finanțării. Exact, pentru că avem un număr de copii pentru care se poate deschide o școală, pentru că se face finanțarea per elev. Adică banii urmează elevul și din acei bani se plătesc toate și salariile și așa mai departe. Și am să vă dau un exemplu. Dacă la un colegiu mare, da, avem profesori, avem copii mulți și avem profesori cu experiență și cu grade didactice. Sunt mai bine plătiți aceștia? Nu sunt mai bine plătiți, dar vreau să spun că salariile le sunt asigurate, pentru că vin banii pe elev. Într-o școală unde avem 12 copii, 15, mai 50 de copii, așa, banii care vin pentru elevii aceia nu sunt suficienți să acopere salariile și atunci se face un fel de compensare de la ce rămâne la o școală, se dă la altă școală și așa mai departe. Un procedeu din ăsta lunar. Nu, noi să vorbiți despre acutizarea putrezicimii acestui sistem. Păi, adică, practic, întreaga condiție socială actuală, tot ce este generat în spațiu public, la politic până la sport, dacă vreți, este o consecință a deprecierii sistemului de învățământ, educațional. Ca să se ducă, să se încurajeze ca oamenii să meargă la țară, în comunitățile rurale, avem și comunități rurale cu diferite, probleme, așa, erau încurajați până în mai acum 10-15 ani printr-un spor de rural. Acel spor de rural nu se mai plătește, oamenii nu mai sunt tentați să meargă la țară. Mai este o problemă, aveam decontarea navetei, da, care costă între 300 și 400 de lei pentru un profesor și mulți primari, că de acolo se decontează din valoarea din taxa adăugată pe TVA, mulți primari nu plătesc naveta. După ce care 2300 de lei, mai dă 300 pe navetă, îi mai rămân 2000 de lei. Atunci spune, nu mai mă duc. Mai bine trăiesc cu ajutor social. Profesor, asta e o stare care perpetuează de prin 92 încoace. Da. Da? Pe care am semnalat-o. Și cu toate astea, eu văd într-adevăr niște federații sindicale din învățământ, puternice vocale, le văd în mass media, în mainstream, așa, dar cum de-ați permis, mă refer în special la generația dumneavoastră, da? Da. Concepută și educată înainte de 1990 cu alte riguri, cu altă disciplină, cu alte viziuni și cu alte principii, să se ajungă, de fiindcă știați foarte bine de la bun început când vedeați că se ia de acolo, se ia de acolo, se ia de acolo, nu se mai pune nimic în loc, știați unde, care vor fi consecințele degradării actului educațional. Bun, acum ați vorbit de generații din învățământ. Generația mai veche, generația mea, de exemplu, mă dau exemplu pe mine, să știți că în afară de gândul de a avea un salariu în învățământ, așa am fost educați, așa am fost că să avem și vocație. Și am pus pe primul plan interesul major al elevului, interesul comunității din care face parte. Am căutat să ne integrăm, am căutat să obținem respectul comunității și dintr-un stat. Și tocmai l-ați pierdut de câțiva ani. Da. Și am spus că facem din vocație. Din vocație. Cei mai tineri nu mai pun așa mare bază pe vocație, ci pun pe pragmatismul imediat. Exact, pragmatismul. Cineva spunea, zice, dacă mă duc la magazinul din sat, nu pot să intru cu o pancartă, spun, eu nu am bani și vreau să plătesc cu vocație.
mai ales s-a acutizat această criză. Sindicatele sunt mari, sunt vocale. Din păcate, conducerile sindicatelor nu pot face singure anumite acțiuni. Domnule, aveți acum 80% din votul profesorilor pentru greva generală. Da, este o pârghie uriașă pe care, iată că în sfârșit o aveți la dispoziție. Perfect. Ideea este, veți fi auziți? Niște semnale. Există un feedback până din partea... Până la ora n-am fost auzit. Din decembrie până acum am făcut niște acțiuni. Pichetări ale guvernului. Sunt, deci până acum nu ați avut o cale de dialog cu Consiliul Economic și Social, cu parlamentarii din Comisia de Educație, nu știu, cu oricine are un cuvânt de spus? Domnul Visariu, eu am scris acum câteva luni de zile o scrisoare către toți parlamentarii de Prahova, indiferent din ce partid, pe mail. Și le-am cerut susținerea în Parlament, da? Un memoriu cu revendicările noastre către toți parlamentarii. Așa au făcut toți colegii mei din alte județe. Vă rog să mă credeți că din toți parlamentarii din Prahova, cărora le-am trimis acest mail cu revendicări, nu am primit măcar un feedback. Da, domnul președinte, am primit mesajul dumneavoastră, o să facem. Mă mințeau. Sau luăm în calcul. O să luăm în calcul. Nu, n-am primit niciun răspuns de la niciun parlamentar, de la nicio formațiune politică care este în Parlament. Am fost în fața prefecturii cu 200 de membri de sindicat și la toate prefecturile din țară s-a protestat. Am avut totuși și o surpriză, după ani de zile, când nu ieșea nimeni de la prefectură să stea de vorbă cu noi. A ieșit subprefectul și a stat de vorbă cu noi. Drăgănescu e parcă făcută conceputată. Da, a ieșit și am apreciat asta. La guvern niciodată nu a ieșit nimeni. Am avut acum câteva zile un marș de 15.000 de oameni în București din toată țara. Oameni aduși cu sacrificii financiare din partea sindicatelor. Să aduci sindicaliști de la Satul Mare, de la Iași, de la Timișoara, presupune zeci de mii pentru autocare, pentru o diurnă cât de mică, ca omul să aibă pe drum o zi și o noapte cât face. Am făcut acel marș, s-a terminat la Parlament. Trebuia să avem o jumătate de oră să protestăm în fața Parlamentului. Exact atunci s-a nimerit ca niște băieți de la un partid, nu o să-i dau numele, că nu am așa, s-au postat în fața Parlamentului și a fost scandal. Și au zis jandarmii, gard, nu, voi profesorii, nu mai puteți veni în fața Parlamentului. Tăiați-o spre autocare. Și duceți-vă acasă. Într-adevăr, și oameni de acolo au vrut să se impie... Ce protest pașnic, știți dumneavoastră, de 30 de ani, că avem memorie similară. Așa, a dus la niște rezultate. A dus la niște rezultate concrete. Așa este. Dar, pe de altă parte, noi suntem profesori. Noi nu suntem adepți violențe. S-a spus că n-am zis să vă să vă bateți ca galerile pe stadioane. E vorba despre faptul că un protest, un marș, calm, liniștit, pașnic, nu duce la absolut nimic. După acel marș, singura presiune pe care o pot spune este greva generală și la care se alăture și membrii societății civile, adică mai degrabă părinții copiilor, care sunt puși în pericol să nu termine anul școlar 2022-2023, corect? Corect. Odată este... Aveți o pârghie, aveți o... Am mai avut și procesele în instanță. Procesele în instanță. Am câștigat multe drepturi. Se schimbă miniștri. Problema este, știți care e chestia? Primul profesor al țării, președintele Iohannis, a venit cu România educată, cu tot felul de gargară de asta politicianistă ieftină. Exact. Dacă nici ăsta nu înțeleg bine, ia să zicem că el a avut o condiție specială. A fost cadru didactic, poate o perioadă mai scurtă de timp. A fost inspector școlar, primar general. Și după aceea a fost propulsat pe prima scenă politică a țării în calitate de președinte. Dacă, bine, nu pot să cer simpatie sau empatie de la un om de acest gen. Dar, încă o dată, dacă el, soția lui care este cadru didactic la Sibiu, în momentul în care profesoara respectivă din București a fost înjunghiată, voluntar sau accidental, că s-a zmucit și în sfârșit. La Ploiești a fost înjunghiată, Da, știu, la Energetic, mi se pare, nu? La Spirul Haret. Cel de la sud, de la Gara de Sud. Da. Nu, la vest, parcă. La sud a fost? La sud, la Spirul Haret. La industrial. S-au mai întâmplat și în Ploiești tot felul accidente. Da. Dar la Bertea, profesoara respectivă de engleză. Obiect sexual. Din perspectiva mea, zice, văzând ce se întâmplă, nu are ce să caute în învățământ. În momentul în care tolerează, chiar la țară, la Berta, la Pietricea, unde dracu se petrece acțiunea, ea admite să fie împinsă și tratată ca obiect sexual. Două secunde pot să vă contrazic aici, două secunde, îmi dați voie. Așa am crezut și eu. Și toți care au văzut colegii de-ai mei, bă, ăsta n-are ce să caute în învățământ, nu trebuia să-i permită.
Femeia, zice, râdea. Da, păi tu mai asta. Domnule, râdea. Nu, era un râs de frică și lacrimi în ochi. Ce să vă spun? Domn profesor, a spus ulterior intervievat, e face relația între Slănic și... Ați fost acolo? Nu, n-am fost, nu. Este un sat de cu câțiva oameni care sunt ciobani. E o mezerie onorabilă, nu zic toate de altceva. Dacă ai jignit, dacă ai lovit, dacă ai ridicat vocea, dacă nu mai ești din școală să pleci la autobuz spre casă. Nimeni ca nu profesor, poate, ca profesor, de ce? Ți-e frică. Vine taxul ciobanul exact, și ți-a gătul? Exact, exact, sau îți sparge mașina, s-a întâmplat, da? Acolo, eu, ca sindicalist, am cerut și demiterea conducerii școlii. Acel director, acea doamnă director, n-a luat nicio măsură, pentru că se știa ce se întâmplă în clasa aia. Și nu se întâmpla pentru... Nu atunci a fost prima dată. Și trebuie să ne dăm seama. Uh-huh. Se repeta chestia asta. A, și atunci... a fost un accident. A fost... Nu, acolo se... Un caz izolat. De profesoara asta se bătea joc de foarte mult timp. Și directorul ar fi trebuit să spună, băi, asta e puțin, să merg acolo la oră, să văd care este, să analizez, să-i chem pe ăștia la mine, să le dau niște sancțiuni. Nu, a lăsat-o pe sărmana asta, profesoară de engleză, care, v-am spus, au izolat-o. Se putea duce oriunde să predea engleză sau translator. Au izolat-o și a zis, descurcă-te. Da, că așa facem, descurcă-te. Uh-huh. Nu ești bun, îți dăm calificativ foarte prost. Dar nu i-au dat calificativ foarte prost, că nu se duce nimeni profesor de engleză la Pietriceaua. Exact ce discutam. Da? Și acea femeie avea lacrimi de umilință în ochi. Nu vă dați seama, domnule, asta i-a plăcut, domnule, simțea o plăcere. Pe bune? Nu, plăcere în niciun caz, exact. Era jenată. Era... Dar a fost întrebată de reporterul ulterior și a spus că nu s-a întâmplat nimic grav. E frică. E frica atât de mare, eu am fost acolo. A fost și un senator, nu mai știu. Și care este soluția? Adică, practic, părinții acestor copii intimidează și da, da. Da. Și amenință că pentru se că întâmpla... drepturile elevilor au fost date excesiv, fără să fie urmate și de niște măsuri, niște măsuri și niște consecințe, niște sancțiuni. Da? Nu ai voie, de exemplu, să pui o notă pe o lucrare de evaluare unui elev, fără ca elevul să fie de acord cu nota respectivă sau părintele. Poftim? Exact ce cum v-ați spus. Vorbim serios? Da, vorbim serios. 2023, dacă suntem 16 mai. 6 sau 7 și el spune nu, asta nu este, cu toate că eu reverifici, nu. Are dreptul să conteste notarea. Domnule, poți să nu fii de acord da. Cu o notare și eventual, poți eventual o să contestare. Fii o contestație, da? Dar nu e aceasta negociere? Da, da. Nu există nicio sancțiune. Adică în momentul în care încasează bani la negru, da. De la părintele ciobanul, domnule, acelui, da. Părintele acelui copil. Și tu iei bani de la pregătire, nefiscalizând aceste sume. Cum te mai iei tu de taxul că e am prost sau nesimți copilul? Așa îmi place subiectul ăsta cu... Se vehiculează în ultimul timp fenomenul meditațiilor în România. Îl recunosc. Este dar, un fenomen. Dar, puteți să negați noastră cât dar, vreți. Nu. Ideea este că pe vremea dumneavoastră și pe vremea mea, da? Domne, se făceau pregătiri în anii da. Terminali, domne. Da, exact. Da, unde știai că ai carențe? Unde știau părinții tăi, dacă ei comunicau cu tine, că ai niște mici probleme, făceai pregătire cu profesorul tău. Cine cere meditația? Dar acum ipocrizia fără de seamă. Nu. Adică, dumneavoastră sunteți profesor da. La clasa da. Din regie și faci eu sunt profesor tăi. În studio. Și a. facem troc. Nu am voie să predau, să fac pregătiri cu ai perfect. Mei, dar pot face pregătiri cu ai dumneavoastră. Și facem schimb de elevi în sensul știu ăsta. Toate, și toate nu astea. Declar sume respective, nu te dai o chitanță. Perfect. Că de-aia mă apucă toți dragi, că mi-am luat aminte de emisiunea la care Iohannis a fost invitat și nu a luat casele din meditații. Bun, meditațiile respective erau fiscalizate? Ale lui sigur n-au fost. Fiindcă asta era prima întrebare, era firească întrebarea. Domnule, aveți documente care să ateste faptul că ați eliberat chitanțe pentru sumele primite și că ați declarat la, la ANAF? Administrația financiară? Da. Ce spuneți dumneavoastră e perfect. Eu vă întreb și eu și îmi permit. Cine cere meditații? Cine se duce peste profesor și spune vreau să meditați copilul? Părintele? Părintele nu, am spus că nu. Nu se duce elevul, profesorul domnule, să vreau să te care nu, asta e prima întrebare. Actul de predare perfect. Are de suferit, fiindcă profesorul nu-și mai dă silința, nu mai are vocația. Nu, devenit, doar 14, domnule, domn profesor. Domnule, aveți și astfel de elemente. Știu, nu că sunt toți. Știu, pădure fără uscături. Momentul care nu se preda la oră și copilul simte că are niște carențe deosebite, atunci automat, îi spune lui Măsa, îi spune lui Taxu, ăsta contactează profesorul respectiv. Îl trimite la pregătire, fiindcă sunt o groază de profesori și știu cazuri de astea, când îi îngrămădesc în suragerie câte 5-6 pe ore. Da, știu, copilul da? Mă apăți.
A dat banul și gata. După aceea, atenție, făcând pregătire cu profesorul respectiv, deși nu se respectă chestia asta, că n-ai voie să mai faci pregătire cu elevul din propria clasă, da. Normal că la noi poate să-i pune notă proastă. Normal, atunci, automat, da? Acel elev va termina școala sau liceul cu o notă foarte mare, dar care nu reflectă pregătirea lui. Corect. Da? Și devine un analfabet funcțional, corect? Fără să mă laud, eu în școala gimnazială am fost un elev foarte bun. Am terminat cu medie foarte mare. Când a fost să dau la liceu, că se dădea examen la liceu, am dat la liceu pedagogic, tata m-a dus la meditații și s-a rugat de profesor. În clasa cu toate a 8-a, că... atenție, da, exact. Eu vorbesc de ciclu primar, cum e vorba... fac pregătire până în clasa 5-a, da, pentru că este o întrecere între părinți de a face pregătire și solicită. Treaba cu fiscalizarea, sunt de acord, că trebuie, și mulți au intrat în legalitate în ultimul timp, foarte mulți, dar eu îmi pun întrebarea, domnule reporter, scopul societății, al guvernului, al ANAF-ului, este să impoziteze, dar nu face nimic ca să descurajeze acest fenomen. Ei se... Și băi, foarte bine, poți să dai meditații, și... dar vrem să luăm și noi bani. E prostituția. Asta e ipocrizie. Că există, dar nu o legiferezi. Da, dar e o ipocrizie. Da, și din partea, și din partea ANAF-ului. Este un cerc vicios din care fac parte toți profesori, da, părinți, oameni politici și al treilea lucru, de forță ale statului. Nu toți profesorii dau meditații. Păi nu toți, fiindcă nu toate materiile respective. Exact, dau profesorii pentru materii care... Sunt bază de examen. Perfect. Dar avem educatoare, învățători sau nu știu ce, care nu dau meditații. Fenomenul nu este acceptat de noi ca sindicat. Suntem de acord... Îl acceptați, nu vă spărați pe mine. Pentru în momentul că... în care nu reclami, înseamnă că ești complice. Deci eu nu am pârghiile să reclam. Cel care poate reclama este părintele, este directorul instituției. Și câți părinți ați auzit dumneavoastră să reclame învățători sau profesorii acelui copil? Ce dovezi am eu ca lider de sindicat să mă duc, nu știu, oriunde, la ANAF, la guvern, să spun profesorul, nu știu, Vitarion, da, dă meditație. Nu declară sumele primite pentru meditație. Păi dumneavoastră vreți să fiu dat în judecată? Pe ce dovezi? Deci știm, spune cineva știm că nu este... prostituția, chiar și prostituția juvenilă, este un fenomen. Corect. Ce facem în schimb ca să ori să o băgăm în cadrul legal, să o fiscalizăm și pe asta? Nu, mergem la negru. Sau mergem în continuare eventual să protejăm niște rețele. Grupări, niște rețele, pentru că rețele care sunt conduse de multe ori de oameni politici sau de au acoperire, de forță. Au acoperire. Și mai era o problemă cu profesorii care, nu știu, nu-și fac datoria la clasă. Și îmi spunea chiar un reporter la noastră, domnule, știu profesori care elevul vine la ora 8 și el vine la ora 10. Ce, de ce sindicatul nu ia măsuri? Nu, sunt niște legi și niște pârghii. Directorul nu te-ai dus la oră, are dreptul de a stăia ora. Dacă repezi fenomenul ăsta... Dacă știe directorul respectiv. Păi da, cum? Se semnează o condică în fiecare zi și directorul are și director ajunct în școlile sau mai mari. Secretarul primăriei. Sau secretarul primăriei. Secretarul școlii. Și se intră acolo pe baza de semnătură. Într-o școală nu se intră așa. Și se știe. Și apoi elevii dintr-o clasă, 20-30... Stați, domnule, că una e să intri să semnezi condica, și aici știți foarte bine la ce mă refer, și alta e să fii prezent la oră când sună soneria asta. Păi nu, că spune că n-a fost prezent la oră, se poate verifica, că elevii spun. Întârzie 15-20 de minute. E altceva. Domnule, când intrați în clasă pe vremea lui Ceaușescu, vedeați... În primul rând că nu mai intram după profesor, eu. Nu mai evitați dumneavoastră, da, deși mai erau și cazuri, da. Profesorul era în clasă cu cel puțin 10 minute. Eu așa am fost. Nu, pentru că trebuia nu, să... 10 minute, practic, îi luați copilul din recreație. Nu, că... nu, eu eram în clasă să-mi pregătesc materialul didactic pentru ora următoare, să-mi șterg tabla dacă nu ștergea elevul, să-i risesc în clasă. Și când se suna, eu eram în clasă. Eu nu așteptam să intre elevii în clasă și după aceea să intru și eu cu catalogul să zic bună ziua copii. Eu îi așteptam în clasă pe elevi. Nu mai țineți minte la primar. Că și catalogul era ca Biblia, ca o carte sfântă. Deci când vedeam catalogul ăla că se deschide și parcurgea profesorul ăla niște nume. Da. Și când vedeam că se apropie de ultima pagină, domnule, și dacă eram și nepregătit, înghețam. Și când făcea profesorul deschidea. Deschidea și aici, ăsta de deci loteria asta era... Deci, domnule, ascultam profesorul, corect, respectam școala, da, domnule, și n-am ieșit un retard, niciun analfabet funcțional. Nu. Și atunci ce facem? Ce este mai bine? Să avem mai puține drepturi, sau să existe un raport corect, drepturi, obligații, exact, elev, părinte, asta e profesor. Nu spune nimeni să avem mai puține drepturi și să renunțăm la să fim mai duri, să avem niște metode din astea ca în comunism. Dar trebuie să fie un echilibru între drepturi și obligații.
Și mai ales dacă ai niște obligații, să menționezi și ce sancțiuni. Nu poți să-i faci nimic. Eu, pe un elev niște care deranjează ora, am sancțiune. Înainte îl scoteai afară sau îl puneai în colț, du-te acolo cu fața la perete când deranjezi ora. Rușine, da. Sau ieșea pe hol. N-ai voie să-l scoți afară de la oră, da? Pe bune? Da, nu. Pentru, din două motive. Deci elevora, chiar dacă acel elev îmi viciază. Nu, pentru că acel elev poate pleca din curtea școlii, poate da o mașină peste el și atunci tu răspunzi că este în grija ta pe timpul. A, intervalul orar este în grija școlii. Exact. În al doilea rând. Dar nu sunt clase de, nu știu, de pedeapsă? Acum se intenționează în noua lege. Bă, ești berbec, ești proști, în strâși și colectiv. Du-te, mă, la izolare. Spunea că ne oprea la arest. Știți termenul ăsta? Da, la bineînțeles. L-a oprit pe Georgică la arest. După cursul rămâneai și făceai nu știu ce exerciții. Acum am propus în noua lege educației clase de nu știu cum să le spun acum, un fel de arest unde cei turbulenți să meargă, dar și acolo să fie supravegheați de un cadru didactic, să li se dea niște sarcini. Și dacă nu vrea să le respecte, ce face, domnule? Păi nu știu, nu vreau am încercat să fac treaba încercat asta, să băgăm, nu vreau să fac, ce fac? Da, mă bați? Păi, nu, că te bate eu pe tine. Bate, da, te exact, bate da, da. Încercăm să prindem în lege iarăși excluderea, exmatriculară. Da? Păi tocmai a fost scoasă. Nu, n-a fost scoasă. Se poate face din proiectul de lege, n-a fost. Da, s-au prevalat de treaba asta spunând că este un drept constituțional la învățătură, da, și practic poate, excluzând se din poate acest în proces. Anumite, în anumite condiții să se exmatriculeze pe o perioadă scurtă de timp cu niște măsuri. Suspendare, domnule, exmatriculare. Cu niște măsuri adiacente să vorbească cu un consilier școlar. Care consilier? Care, domnule? Așa. Că să vorbească cu un psiholog la nivel național. Un psiholog, care psiholog? Special în mediul rural? Bine, păi dacă s-a înțepat unul să-i curge sânge din nas, ce poate să facă profesorul? Că nu există un cabinet medical în 80% din școlile din România. Sunt? Nu, sunt doar în câteva colegii sau licee mari un cabinet medical. Ce să vorbim că se bage cabinete de stomatologie pentru medicină preventivă și așa mai departe. Deci astea sunt glume de prost. Eu cred că cineva intenționat ne vrea proști. Sau din ce în ce mai proști. Eu cel puțin. Deci cam asta este, ăsta e cursul pe care trebuie să alunecăm, văzând ce s-a întâmplat constant, fiindcă din naivitatea mea, tot timpul am generat în discuțiile pe care le-am avut cu interlocutorii mei, ipoteza asta că, practic, avansarea în timp. Da. Și învățând din greșelile trecutului, fiindcă așa trebuie să facem niște oameni normali, să ducem la progres. Da? Corect. Adică la o normalitate susținută. Dar eu văd că cineva intenționat nu alocă bani învățământul, nu are grijă ca acest lege să fie raport elev-profesor să fie respectat. Bă, nu neapărat că sunt slugile profesorilor sau să găsăm niște obiecte de experimente sociale. Nu, dar profesorul, dacă mi-e ducă mie corespunzător, copilul, din punct de vedere academic, fiindcă bunul simț deci și alte normele, crezi eu în mediul familiar, dar tu îmi crezi în o societate puternică. Plus viitorul lui personal. Și al țării, exact. Păi și eu văd că se pune un accent pe lipsă de pregătire didactică, tocmai în ideea că oamenii fiind din ce în ce mai prost pregătiți, vor fi poate mai obedienți sau cum? Mai slugi, mai ce? Păi domnule Visarion, în Uniunea Europeană în care suntem și în care sunt țări dezvoltate și noi suntem acceptați acolo ca rude de gradul 3, cine să le facă în aceste țări treburile pe care acei cetățeni nu le fac? Să le îngrijească bătrânii, să le culeagă sparanghelul, să le culeagă așa, să-i speram să le îngrijească. Cine? Sunt niște slujbe pe care chiar oamenii din țara respectivă, bine plătiți, nu le fac. Și atunci cine să le facă? Dacă noi ne dăm seama și suntem o societate dezvoltată, ne-am mai duce noi și am avea niște salarii decente, niște prețuri, echilibrate în raport cu puterea de cumpărare și mai departe. Deci profesorii nu sunt dintre cei mai bine plătiți. Sunt țări unde, într-adevăr, sunt respectați. Am fost în Norvegia, în Finlanda și... Că am văzut exemple și... La 7.000 de euro un profesor. Bun, într-o țară în care... Exact, ca Finlanda sau Norvegia. Da, acolo e peste 15.000. Adică, practic, e la jumătatea... Corect. Acelor sume. Luăm țările de lângă noi. N-au fost niște vârfuri. Profesorii din toată lumea nu au fost niște vârfuri. Nu, nici din cei mai bine plătiți. Exact. Cei mai bine plătiți, corect. Nu. Deci profesorul, din perspectiva mea, într-adevăr, ar trebui să fie plătit. Dar în momentul în care îngreșește, nu-și mai dă interesul ca acel elev... Corect. Se mușamalizează foarte mult în continuare, văd ce se întâmplă în școli. Ori în cadru
profesional, ori în recreație. Dom'le, se întâmpla cumva să fumați sau să se fumeze de față cu profesorul în niciun pe vremea dumneavoastră? Nu. Se mai se fuma consumă... așa de anumiți oameni. Hai, domnule, că se pitea ăștia toaletă, la nu știu gaură unde de șoareci, da? Nu știu ce. Exact. Da. Îți dai seama că treceai pe acolo. Că corect. Un fum de țigară. Și nu erau atât de mulți. Erau 4, 5, da, 30, exact. 36. Da. Se întâmpla ca la banchet să bea în clasa a 8-a, cod la cod cu profesorul sau de față cu profesorul? Nu. Spuneți-mi, această eliminare a obligativității uniformei școlare a generat o plusvaloare învățământului din România sau nu? Nu. După părerea mea, și o să fiu contestat de mulți că sunt în vârstă, sunt generație veche și am anumite... Hai să spunem că sunteți conservator. Conservator. Și o să mă apăr. Eliminarea uniformei școlare, care se spune că ar duce la uniformizare, a creat altceva. A creat o competiție, o prăpastie între bogați și săraci. O prăpastie între bogați și săraci și a creat și o competiție între elevi. Că dacă vezi că domnișoara cutare, care al cărui tată are nu știu ce afacere și nu știu ce mașini, vine cu Mercedes-ul la școală, vine cu haine de ultima fiță de la nu știu ce firmă, ești și tu obligat să plângi la părinții tăi să-ți dea și ție măcar să-ți iei nu știu ce marcă de Adidas sau de sneakers. Da? Deci a creat o competiție, atenția a fost mutată de pe obiectivul principal, adică școala. Te bați în note, în medii, te bați în Gucci, Mucci, Balenciaga și colegiile și liceele noastre, dacă intrați, o să vedeți un fel de parada modei, mai ales la liceu. Asta, așa am caracterizat atmosfera, cel puțin de la 15 ani încolo, da. E o competiție acerbă între fete, da. Care să fie mai bine rujată, mai bine... Dom'le, erau admise, din ce vă țineți minte, la școală cu unghiile făcute? Nu. Sau cu sarafanul mai sus de genunchi? Ferească Dumnezeu, cu bentița pe păr, da? Elevii tunși și regulamentar. Primar vă controlau la unghii? Da, am fost învățător. Prima grijă dimineața puneau batistuța pe bancă și unghiuțele și spuneam, vezi că tu așa, iar la ședința cu părinții vedeți că iau cam crescut unghiuțele. Aveam o replică, păi umblă cu mâinile prin apă, domnul învățător, și de-aia crezi mai repede. Am înțeles că sunt crezi mai repede. La ședința cu părinții vedeți că poate îi ajutați acasă, eu nu spun să-i faceți tema, dar când faceți dumneavoastră ciorbița la bucătărie, luați-l și puneți-l lângă dumneavoastră să-și facă tema și supravegheați-l. Erau alte timpuri, alte și părinții înțelegeau, nu știu de ce. Către ce ne îndreptăm, domn profesor, că mai avem doar 5 minute. După părerea mea, ne îndreptăm... Adică eu la o chestie fiecare pentru el. Să ne îndreptăm spre haos. Să plătesc niște ore suplimentare pentru copii. Da, da. Poate că o să aibă, o să acceadă la niște, la o pregătire superioară... Corect. Un altcuiva, să zicem, care nu și-o permite. Da. Păi atunci nu mai ne privim ca nație, ne privim... ca indivizi. Da? Ca indivizi. Sau ca mici grupuri. Ca mici grupuri, clanuri. Deci scapă cine poate. Da, scapă cine poate. Vedeți, dumneavoastră, am eliminat, am distrus școlile alea de meserii. Ah, da, uite, asta da? E un alt aspect. Dom'le, eu observ și vorbesc că aveți dialog cu tot felul de oameni. Păi de ce nu mai avem meseriași? Da, unde sunt meseriași? Dai tu, cauți un cizmar, un electrician, ferească un instalator. Dom'le, da. Dacă ai în agenda telefonului așa ceva, ești fericit. Ești mai șmecher decât dacă ai exact. Un profesor. Și da? Nu mai zic că... te cam jumulesc ăștia de bani, că știu că... Păi e o nișă foarte restrânsă. Exact. Ăia foarte șmecheri, da. Au plecat în străinătate, fiindcă sunt plătiți regește acolo. Din urmă... Dar ăștia care au învățat meserie la locul de muncă, au fost calificați la locul de muncă, nu la UCECOM sau la școală profesională, e normal să profite pe această piață. Iar din urmă nu s-a mai... A spus toată lumea, domnule, trebuie să aibă liceul. Dar tendința asta gvasi generalizată, domnule, hai să-l facem economist, hai să-l facem părinții nu mai acceptă acum. Toți părinții vor ca ai lor copii să facă facultate. Se poate face facultate și după școală profesională. Tu crezi că un meseriaș, un macaragiu meseriaș? Da. Ajunge și la 10.000 de lei pe lună, da? Bineînțeles. Fără să mai cocoațe sus la 30-40 de lei. Un tinichigiu auto, un mecanic auto, un meserii care sunt foarte bănoase. Dar oamenii au o chestie, vrea ca lui copil să facă facultate. Înainte se făcea o școală profesională, se făcea liceul la cerat. Și faci facultatea respectivă, dar în perspectiva asta, că termin o facultate, nu ar trebui să existe o comunicare între Ministerul Muncii și Ministerul Educației? Zicem, băi, pentru ca să hai că de anul ăsta vor fi scoate pe piața forței de muncă, da?
5.000 de posturi de nu știu ce, sau peste 4 ani de zile, când termin o școală sau un liceu, va fi nevoie de niște meseriași în domeniile astea. Hai să ne concentrăm pe partea asta, ca să avem, să nu mai importăm ciuciunghezi din extremul Orient, 140.000 de locuri de muncă scoase acum la mezar, și să-i ținem pe ai noștri aici, că altfel vor pleca. Uite, deci stai să te gândești câte facultate, cât au făcut, deci pe bandă rulantă, au terminat tot felul de facultăți. Specialități. Acreditate sau nu. Niște specializări care nu știu în ce măsură se regăsesc în piață. Și ce fac domnule? Ajung să vândă la McDonald's? Da, exact. Oameni cu facultate ajung la McDonald's și mai departe. Mai avem o problemă. Cu meseriașii am încercat să căutăm ca societățile private să vină și ei cu o parte de susținere în școlile acestea de meserii, să pregătească specialiști. Sunt firme mari care, într-adevăr, se duc la prefectură sau la inspectoratul școlar și se creează clase profesionale. Noi am vrut să-i atragem aici. Și aici întâlnim o chestie, că ei trebuie să facă un contract. Dom'le, am venit cu bani, dar vină la firma mea măcar 2-3 ani de zile și lucrează la mine. Un contract cu drepturi și obligații în care tu te angajezi. Eu te angajez pe tine, dar tu te angajezi ca 3 ani de zile să nu pleci mă de aici. Ca măcar să-mi recuperez banii pe care i-am investit în tine. Ei, asta a început să meargă învățământul dual. Nu, asta a trebuit să se întâmple și la învățământul de stat, domn profesor, fiindcă există voci din ce în ce mai puternici care spun, bă, tu faci o facultate de stat pe banii tuturor românilor. Da. E vorba de bugetul corect, de stat, da? Da. Și tu cum ai terminat facultatea, mi-ai plecat în Franța, e corect că este acest drept de a decide ce fac cu mine. E dureros cu medicii, Cum întorci tu plus valoarea pe care eu ți-am creat-o din... Ești la o școală privată unde ți-ai plătit taxele până la ultimul cent. Corect. Ești prieten liber. Dar ai făcut facultate la stat. Că e medicină, că e drept, că e orice. Stai măcar 5 ani în țară, și ajută de meserie. În liceul pedagogic, aveam ore de practică din asta tehnică. Nu mai sunt acum? Aveam un atelier unde aveam un maestru. Eu ieșeam învățător. Dar acolo am învățat să dau la pilă, să tai cu bonfire-ul, să fac nu știu ce piese, să repar o broască la ușă. Romană, era o incintă unde învățai chestiile astea. Să-ți repare o broască de ușă, să-ți faci nu știu ce. Nu mai sunt. Deci, vorba aia, ziceam, ce să caute un atelier? Ba da, aveam atelier. Păi, din ce spuneți dumneavoastră și cu asta ne atragem... Ne îndreptăm spre haos. Ne ducem, deja suntem de aici, pe buza prăpazii. Deci mâine grevă de avertizment, între 11 și 13, când declanșați greva generală în cazul în care nu veți fi chemați la dialog. Mai avem termen până vineri după greva asta, poate vom fi chemați, pentru că ieri am fost chemați la administrația prezidențială, dar ne-a primit doar consilierea Păun. Și a spus, bine, o să transmit. După asta, dacă până vineri nu avem nici măcar cel mai mic semnal că se vrea să discuta cu noi și a găsi soluții, luni la prima oră, pe 22, intrăm în grevă generală pe termen nelimitat. Pe 22 mai intrați în grevă generală. Pe 19 iunie dau copiii examenele de capacitate. Exact. Să mă întrebați de riscuri. Păi nu-i normal. Teoretic, așa cum am spus la toată lumea, teoretic, riscurile sunt următoare. Să nu se ține examen, să nu se dea examenele naționale, pentru că n-au cu cine să le dea, să nu se încheie mediile, să nu se încheie anul școlar și ceea ce este mai dureros, 3 milioane de elevi să rămână cu situația neîncheiată, să repete anul școlar. Să repete anul școlar? Da. Mii de facultăți, sute de facultăți, să nu aibă studenți, pentru că în primul an, la anul, adică în toamnă, pentru că așa, cum spunea un reporter, copii care deja s-au înscris la niște facultăți în afară și au fost admiși acolo. Da, și au primit poate burse. Sau, așa, să nu se poată duce acolo. Deci, va fi, teoretic, va fi foarte grav. Știi ce? Mi-e teamă că tot dumneavoastră veți fi vinovați pentru ce se va întâmpla. Normal că vom fi găsiți vinovați. Părinții nu vor înjura pe Iohannis sau pe noi. Madame, cum o cheamă, pe ministrea asta, că mereu uit. Dar de fapt, nu trebuie să-i țin minte, că la cât de se schimbă... Da. Păi până acum am avut anul și ministru. Profesorii vor fi, vor fi acarul pe un. Exact. Da. Ne-am asumat asta pentru deci că am ajuns... Deci nu v-a bate nimic din acest drum, nu? Nu. Am ajuns deja în ultima fază. Am încercat tot ce s-a putut face legal. N-am ieșit din lege, n-am încălcat legea, am mers tot. Noi n-am ieșit cu parul, deci, ieșit cu înjurături, n-am ieșit cu jigniri, dar nu se mai poate. Oamenii sunt 73%, e un procent mare. Da, ce? Procent mare. Deci, cred că pentru prima dată, în ultimii 25-30 de ani, din ce mi-aduc aminte,
nu a fost un consens mai evident între principalele federații sindicale. Nu înțelegeți că nu vor să discute cu noi? Dar cum de n-au reușit, hai să nu zic serviciile, că intrăm într-o teorie a conspirației, cum de n-au reușit oamenii politici să vă descurajeze sau să vă incite unii împotriva celorlalți? Au încercat. Până acum. Au încercat. O încercare a fost ce v-am spus la Parlament, unde membrii acelui partid voiau să se infiltreze între noi, să dăm naștere la niște violențe acolo, să spună, uite ce fac profesorii, de ce au venit la București, să dea cu parul aici, să-i bată pe parlamentari, odată. Au încercat prin diferite amenințări. Zilele, noi știm la ce sacrificiu, zilele de grevă nu se plătesc. Da? Oamenii renunță la salariu, nu se plătește de picioase. Domnule, că unii sunt... și aia la marginea... Oricum avem personalul nedidactic, 1800 de lei pe lună, care sunt la marginea prăpastiei. N-au niciun spor, n-au nimic, dacă normative nu mai au, dacă acum 10 ani aveau de curățat 500 de metri pătrați, între timp s-a mai construit o sală de sport, s-a mai construit nu știu ce, s-a dublat sau s-a triplat, salariul a rămas același. Nu pot trăi cu 1800 de lei. A spus, ori murim, ori trăim. Una din două. Înseamnă că țara nu are nevoie de profesor. Poate spune mai degrabă, eu nu mai mă duc la școală, lumea știe că sunt un profesor bun, îmi deschid acasă, într-o incintă, o clasă de 10-12 lei, le iau 30-40 de lei pe oră, corect, îi fac pe ăștia minunați și deștepți și îmi fac picioarele de învățământ până la urmă. Dacă statul nu mă respectă, sistemul nu mă respectă, hai să mă respect eu pe mine însumi. Ne-am gândit că există și o posibilitate să se dea frâu, să se dea liber mai mult către învățământul privat în dauna învățământului de stat. Statul ar avea mai puțin... Ce presupus gratuit? Da, statul ar avea mai puțin de cheltuit, da? Mulți oameni și-ar face școli particulare. Statul n-ar mai avea de cheltuit în sistemul privat educațional. La ora actuală este o nedreptate. Aceiași bani care îi dă unui elev din învățământul de stat, îi dă și unui elev care este la privat. Iar privatul ne face concurență din ce? Pentru că el are fonduri duble. Ia fondurile de la stat pentru elev și ia și taxă de la părinți. Și atunci acel privat își permite să angajeze profesori nu cu 2.000 de lei pe lună, ci cu 10.000 de lei pe lună. Nu știu, dacă pentru se ajunge la... Poate un se ajunge. Se ajunge. Superior în învățământ. Da, se ajunge. Până în clasa... Și atunci... Da. Și atunci... Da, păi asta este. Terminați, abandonați vasul de stat, duceți-vă pe vase private și... Noi nu abandonăm vasul, noi suntem... Și exact ce scapă cine poate. Care cine își va permite să-i plătească copilului cursurile private la o școală privată, cine nu, va reuși. Sunt destule locuri la Căpșuni, la Babe, în Italia, exact, și mai departe. Da, exact. Mulțumesc, atenție foarte mare, părinți. Mâine, între 11 și 13, nu se vor face ore, nu se va preda. Copilul nu este sancționat dacă lipsește în acest interval orar, numai că ar fi recomandabil să știți unde este, fiindcă lui nu se poate pune absență dacă el pleacă la 11, de la pedagogic, de un exemplu, va fi primit la școală. Și se duce la o terasă și se întâmplă, Doamne ferește, ceva, pe de o parte pățește copilul, iar pe de altă parte pățește și profesorul, fiindcă în acel interval orar era dator să-l supravegheze. Eu vă mulțumesc, Dumnezeu cu mila. Scapă cine poate, la revedere! La revedere!